Vă rog să citiți legea 10. Este legea prin care orice chiriaș care locuia într-un imobil nerevendicat avea dreptul să-l cumpere. No. Da, atenție, în secundă. Imobilul în care eu am cumpărat un apartament care nu are 300 de metri pătrați, că în 300 de metri pătrați intră și scara și subsolul și toate cele. Este un apartament decent de circa 200 de metri pătrați. Este cumpărat pe legea 10, aveam contract de închiriere și aveam dreptul să-l cumpăr indiferent de ce proprietăți aș fi avut. Citiți, vă rog, legea 10. Dar nu asta era problema, domnule președinte. Nu, trecusem problema de mult. Era deschiderea dosarului pe exact. Casa Mihăileanu. Exact asta, adică, bun, vi s-a adus la cunoștință? Nu, eu aflu din presă toate deschiderile astea de dosare și pot să vă spun, pentru informarea dumneavoastră, că mă aștept să se ajungă la vreo 60-80 de dosare, pentru că la momentul la care eu mi-am încetat mandatul la Primăria Capitalei și mi-am început mandatul de președinte al României, aveam circa 700 de plângeri penale pentru demolarea chioșcurilor și circa 300 de plângeri penale pentru dispozițiile pe legea 10 de punere în posesie a foștilor proprietari. Deci orice chiriaș făcea o plângere penală împotriva primarului. De ce credeți că se redeschid dosarele astea de vreme ce stăteam și ne întrebam aici, nu există evidența unor probe noi? Domnul Striblea, eu nu știu nimic deocamdată. Probabil că voi fi citat la parchet dacă ele se redeschid și voi afla. Deocamdată nu știu nimic. Eu aflu doar de la televizor. Cum vedeți teoria, domnului Cristoiu? Mă aștept să se ajungă la câteva sute de deschideri penale. Cum vedeți teoria, domnului Cristoiu? În orice caz, constat un lucru elementar. Se pune sub semnul întrebării achiziția unui apartament, care eu susțin și acum că l-am achiziționat legal, pe legea 10, și m-am ferit în viața mea să încalc legea. Dacă legea 10 spunea că orice chiriaș, fără să facă deosebire, a avut, n-a avut casă, are dreptul să cumpere apartamentul în imobilul în care locuiește dacă nu este revendicat, asta s-a întâmplat. Iar acolo locuiesc 12 familii în acea clădire. Că nu este o vilă, cum se minte la televizor, se filmează numai dintr-un colț. Este un bloc cu 12 familii, din care 10 au cumpărat, 2 n-au cumpărat. Din motive care îi privesc pe cei care n-au cumpărat. Deci am convingerea că nu am încălcat legea. Dacă am încălcat-o, voi răspunde în fața legii, pentru că nu mă feresc de responsabilitate în fața legii. Și mai multe detalii nu vă pot da, dar de aici până la a face speculații, cum a fost cumpărat fraudulos, nu exclud posibilitatea. Poate judecătorii vor constata că citirea legii, așa cum am făcut-o eu, cum a făcut-o comisia care mi-a alocat apartamentul în momentul în care a trebuit să părăsesc locuința de protocol, că a fost ministru al transporturilor. Poate că vor constata judecătorii că a greșit și primăria, am greșit și eu. Dar până una alta, eu sunt convins că am procedat corect și respectând legile statului în vigoare la momentul la care s-a produs evenimentul. Domnule președinte, Silviu Mănăstire sunt. Nu ne-am lămurit în legătură cu Mihăileanu dacă s-a închis dosarul în 2005 datorită imunității sau din alte motive, pentru că părerile sunt împărțite. Nu, în niciun caz vă mărturisesc că acum fiind provizoriu instalat într-un apartament la Scroviștea, nu am actele la îndemână.
Pentru că informațiile mele... Dar din câte mi-aduc aminte, a fost o analiză a situației legale și niciun caz nu s-a închis pe chestiuni de imunitate. Atunci, pe cale de consecință, pe cale logică, dacă au redeschis dosarul, l-au redeschis având probe noi. Pentru că nu a fost o suspendare ca și posibil, în cazul plângerii Firea. Nu știu în momentul de față ce este în dosar. Eu aflu, ca și dumneavoastră, din presă. În fiecare zi se redeschide un dosar penal. Sigur, este mai importantă situația unui apartament decât să afli cum au murit peste 1000 de oameni la Revoluție. Îmi dau seama că domnul Nițu este extrem de frământat de un apartament față de crimele de la Revoluție. Înțeleg asta și cred că oricare dintre dumneavoastră admite ideea că un apartament este mult mai important decât peste 1000 de oameni morți în București. Deci... Sunt convins că și domnul Tudor Barbu are același punct de vedere și domnul Oreste are același punct de vedere. Deci cumva... Văd că este un efort supranatural al parchetului general să rezolve problema Mihăileanu. Deci teoria... sau eventual a unor spălări de bani. Și îmi dau seama cât de importante sunt lucrurile acestea în raport cu Revoluția, limpezirea Revoluției, care e tot la parchetul general. La domnul Nițu, care întâmplător trăgea pe la Revoluție. Dar nu-i problema mea dacă domnul Nițu trăgea. Problema mea este apartamentul din Mihăileanu. Așa detestabil cum mă considerați, îmi permite să vă pun o întrebare strict jurnalistică? Nu consider pe nimeni detestabil, domnul Oreste. Băi, nu, că m-ați acuzat de niște lucruri foarte grave. Domnule fost președinte... Doar vă spun cum vă văd și eu. Am înțeles. Dați-mi voie să vă pun întrebarea. Dumneavoastră, în calitate de președinte, ați afirmat, când erați președinte, că dacă se va dovedi că v-ați însușit ilegal casa din Mihăileanu, o înapoiați. Astăzi dumneavoastră aveți unde să locuiți, chiar vi se pregătește o casă de protocol foarte interesantă. Domnul vă mențineți declarația de când ați fost președinte sau nu? Ca să vă liniștiți. Dar sunt foarte liniștit, domn președinte. Astăzi am fost în locuința care mi se pregătește și în care plouă și care nu îndeplinește nicio condiție. Dar pentru nu asta v-am întrebat. V-am întrebat dacă afirmația dumneavoastră se menține. Ați afirmat când erați președinte că dacă justiția va proba ilegalitatea însușirii casei din Mihăileanu, o veți returna. Dați-i voie să răspundă. Categoric, mă va obliga decizia instanței, domnul Oreste. Vă mulțumesc atât, am vrut doar să vă amintesc ce ați afirmat când erați președinte. Stați că ne-a zis ceva interesant. N-avem nicio grijă. Deci ce se întâmplă la Bogor? Dacă acea locuință ar fi fost una în care să poți locui în condiții bune, și de securitate, și pentru că în timpul meu s-au întâmplat câteva lucruri importante în care au fost evenimente teroriste, avem teroriști aduși în țară pe care unii încearcă să-i facă eroi. Care e legătura între teroriști și apartamentul ăla? Nu, legătura era, înțeleg de la domnul Băsescu, că sunt câteva chestiuni de securitate. Asta ne spuneți. Acolo nu se poate locui pentru securitatea unui președinte. Asta e problema acelui apartament. Am înțeles. Și la Gogol ce se întâmplă? La Gogol astăzi încă ploua în casă. Deci se scurgea apă din plafon. Deci când va fi gata, va fi gata și vom vedea. Am înțeles. Înțeleg că până la urmă teoria pe care domnul Cristoiu o invocă sau o invoca astăzi e destul de aproape de realitate, asta ne spuneți dumneavoastră. Nu știu, eu nu-l comentez pe domnul Cristoiu, pot să nu-l aprob. E, în plus, luați în considerație alt element. Eu spun, așa cum am în acte, că după ce am avut închirie acest apartament, când a trebuit să părăsesc locuința din Prezan, care era o locuință de protocol că a fost ministru, după ce am avut închirie acest apartament, conform legii 10, am avut dreptul să-l cumpăr la prețurile la care se vindeau locuințele de către ATI. Dacă se va constata că a fost o vânzare care nu a îndeplinit condițiile legale, justiția va stabili și în niciun caz nu mă voi opune revenirii la situația anterioară, dacă justiția va considera
că nu era aplicată legea 10, ci nu știu ce lege. Da. Cum vă explic? Da. Deci asta am vrut să vă precizez. Acolo nu a fost o fraudă. Poate fi cel mult o abordare a primăriei, pentru că acolo era o comisie din care eu nu făceam parte. Și eu când am cerut cumpărarea apartamentului pe care l-aveam în chirie, am cerut-o în baza legii 10. Dacă se va constata că nu era aplicabilă, justiția va stabili și de bună seamă, nu că mă va întreba pe mine, va lua apartamentul prin hotărâre judecătorească. Da. Câte știu eu, generalul Dobrițuiu, pe o schemă asemănătoare, a luat un an și ceva cu suspendare, așa că știu și eu. Domnul președinte, Teodorescu, în ce mă privește, s-ar putea să fie o mare diferență. De grad. Pentru că această locuință nu era apartament de serviciu. Oricât v-ar place dumneavoastră să faceți asemănarea cu generalul Dobrițuiu, nu funcționează. Nu era locuință de serviciu în care funcționarii care veneau de la satul mare să lucreze în primăria capitalei o aveau la dispoziție și în loc să o țină în chirie au cumpărat-o.